Elis Alecu, băiatul prietenului nostru, Gigel Alecu, și mergem, ajungem la Neilie Alecu, Dumnezeu să-l odihnească, familie de lăutari, de muzicanți, cu carte de vizită, nu așa? Studiază clarinetul de 5 ani, deci are 19 ani, un copil extraordinar, simț, respect, prezentabil, deci din toate punctele de vedere, pentru mine, nota 10, pentru mine. Studiază clarinetul de 5 ani, a câștigat premiul întâi 3 ani consecutiv la Olimpiada Națională, a susținut un concert cu Filarmonica Juriștilor din Germania, a fost finalist la concursul Emanuel Elenescu, de la Piatra Neamț, a fost finalist la Gala Aulodia. Un copil care cântă clasic extraordinar, extraordinar, un copil care studiază non-stop, deci nu studiază acasă. Mulțumesc frumos, hai să fim puțin și noi, că suntem 3 oameni, că aici văd că a plecat. Deci, Elis nu studiază acasă, eu am studiat clarinetul pentru cine nu știe și nu aveam cum să mai stau în casă să studiez pentru că turbam casa și mă băgam în pivniță. Serios, Elis nu studiază acasă pentru că nu are cum să studieze acasă. Deranjează, el cântă, studiază de dimineața până seara. Ia-ți o barcă tu, Gigele, că îți place să mergi la pește. Deci, Elis se duce la școală la 9 dimineața și studiază la școală. Păi câtă frumusețe! Păi câtă satisfacție pentru Gigel și pentru voi, părinți, care știți, stați toată ziua cu copiii în casă și auziți numai așa ceva. În continuare, Elis, tată, te iubesc, te respect și îți mulțumesc pentru că ești alături de mine, pentru că tu știi sfaturile și vorbele mele.
Mulțumim, Elis, mulțumim, mulțumim frumos, mulțumim, tata.